Autoritățile spun că deschiderea maternității de pe strada Victoriei intră în linie dreaptă. Responsabilii Consiliului Județean anunță finalizarea licitației pentru achiziția de aparatură medicală necesară funcționării unității. De asemenea, a trecut și termenul în care societățile nemulțumite de rezultatul licitației puteau face contestații. Așadar, în zilele următoare, la Buzău trebuie să ajungă aparatura care va fi montată în noul imobil, iar personalul medical care urmează să își desfășoare activitatea în noua maternitate va fi instruit. Consiliul Județean a terminat, de fapt, serviciul de achiziții, s-au terminat achizițiile pentru utilajele non-medicale și medicale. Suntem în faza în care premergătoare puneri în funcțiune a maternității. Cât ar mai dura? În funcție de cum vin utilajele. Deci s-a terminat, nu există niciun fel de contestație. Deja, dacă puteți să observați și dumneavoastră, în fiecare zi se lucrează la maternitate, să verifică tot ce se aduce, să pune în practică. Sunt anumite utilaje medicale complexe. În momentul în care ele sunt aduse și puse în funcțiune, chiar există în caietul de sarcini obligativitatea celor care le aduce să instruiască personalul, pentru că nu au lucrat până acum cu utilaje de asemenea complexitate. Totuși, președintele Consiliului Județean, Petre Emanuel Neagu, nu a putut avansa și o dată exactă la care maternitatea de pe strada Victoriei va deveni funcțională.